Centura Șimianului face pași mari spre demararea lucrărilor de execuție. În acest moment se lucrează la finalizarea studiului de fezabilitate, care vizează realizarea celor două variante propuse de proiectant pentru ocolirea comunei. Urmează acum ca după alegerea uneia dintre cele două trasee să înceapă efectiv lucrările. În altă ordine de idei, și Centura Severinului va intra de anul viitor în cel mai amplu proces de modernizare și reabilitare. Construirea centurii ocolitoare a comunei Șimian se îndreaptă cu pași mari spre realizare. Finanțarea a fost obținută anul acesta. În acest moment este aproape gata studiul de fezabilitate, care propune două variante de realizare a viitoarei șosele ocolitoare, care va scoate traficul greu din mijlocul localității Șimian și va ajuta la decongestionarea traficului pe aici. Am reușit și am obținut finanțare pentru realizarea centurii ocolitoare. Demarat licitația pentru studiul de fezabilitate, am desemnat câștigătorul, are 7 luni la dispoziție. Inițial în caietul de sarcini au fost 4 luni, dar datorită complicației care a apărut cu drumul expres și cu reabilitarea căii ferate, a trebuit să mai prelungim cu 3 luni de zile. Din discuțiile avute cu proiectantul, ambele variante, pentru că trebuie făcute două variante, este obligatorie această procedură. Înțeleg că sunt gata cele două variante, probabil în perioada următoare o să mergem cu ele la CNAIR și după obținerea tuturor avizelor să dăm drumul, preconizez-o, prin primăvară la licitație pentru lucrarea propriu-zisă. Localitatea Șimian se află la punctul de intersecție a două drumuri naționale, DN6 și DN56A, unele dintre cele mai circulate artere din Mehedinți, dar și din țară. În pofida faptului că aici a fost amenajat un sens giratoriu pentru a ajuta fluidizarea traficului în zonă, aici se formează ambuteiaje zilnic, iar traficul greu duce la distrugerea carosabilului. Pe de altă parte, începând cu primăvara anului viitor, va demara și cel mai important proiect care vizează modernizarea centurii Severinului. Singurul impediment care ne încurcă să începem lucrările este faptul că am întârziat un pic mai mult decât era cazul cu această licitație și dacă începem lucrările în această perioadă, riscăm să nu putem duce la final aceste lucrări din cauza schimbării vremii, pentru că se apropie sezonul rece, sezonul ploios, când nu mai poți face lucrări în partea carosabilă, după cum bine știți. Avem normativul spune foarte clar că după 15 noiembrie nu se mai pot face lucrări în partea carosabilă și atunci riscăm să frezăm sau să facem niște lucrări minore și după care să nu mai putem continua lucrările. În cazul în care nu vom face aceste lucrări până în toamnă, acestea vor începe în primăvara anului viitor în forță și vom finaliza într-un timp foarte scurt lucrările de pe centura Drobeta-Turnu-Severin. Asfaltul pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin s-a deformat din cauza traficului greu care a tranzitat acest sector de drum, în special în lunile de vară, atunci când s-au înregistrat temperaturi de peste 50 de grade la nivelul solului.